acolo lângă un model nou de Mercedes-Benz, e vorba de Vito, o mașină bine cunoscută în segment, pentru că este unul dintre liderii acestui segment. Ne uităm acum la un model combi, adică special conceput pentru transportul de persoane. Ce observăm? Că în spiritul deja tradițional al mărcii avem o aerodinamică foarte bună. În plus, atât elementele distinctive și practic fața modelului sunt acordate perfect cu restul modelelor Mercedes-Benz. Recunoaștem imediat această mașină ca fiind un Mercedes. Linii curate, cum spuneam, aerodinamica se vede în ciuda faptului că avem o suprafață frontală foarte mare. Este clar faptul că are un coeficient aerodinamic bun în segmentul său. La nivelul ștergătoarelor remarcăm aceeași cinematică inversă și în plus faptul că spălătoarele sunt practic niște furtune care aruncă jetul exact pe mijlocul ștergătoarelor, de altfel o să vedem când filmăm acest lucru. În rest, senzori de parcare frumos integrați, până și aceste protecții laterale la acest nivel de echipare sunt vopsite. Din lateral remarcăm aceleași detalii vopsite, deci practic avem niște bandouri laterale vopsite. Nu există ornamente cromate, lucru care mie mi se pare foarte interesant, mașina având o personalitate mai puternică așa. Observăm un Blue Efficiency, acolo undeva în zona oglinzii retrovizoare, deci mașina este echipată și cu tehnologii de reducere a consumului de combustibil și a noxelor. O linie foarte dinamică. Partea geamurilor din spate este complet fumurie, de culoare foarte închisă, pentru asigurarea intimității pasagerilor. La nivelul plafonului avem două șine de portbagaj foarte lungi. Bineînțeles că nu poate să treacă neobservată această portieră glisantă. Este prezentă numai pe partea dreaptă a vehiculului, de aceea am și filmat începând cu această parte. Cealaltă laterală, respectiv laterala de acces a șoferului, așa cum se observă, nu mai avem portieră glisantă pentru locurile din spate. Un amănunt care nu îmi place, faptul că nu s-au integrat semnalizatoarele laterale în oglinzile retrovizoare. În rest, estetic, mașina este, zic eu, foarte dezirabilă. Așa cum se observă, prindere a jantelor cu 5 prezoane, discuri ventilate de dimensiuni mari pe puntea față, pe spate avem disc plin. Pneurile au dimensiunea 225x55R17, indice de sarcină 101, indice de viteză V și mai au și un XL lângă. Sunt marca Nokian, modelul VR, de iarnă, bineînțeles. Și poate e interesant, întreg pasajul roții este închis cu un fel de plastic scămoșat destul de interesant, cu rol probabil și de reducerea zgomotului la rulare. Avem un spate elegant, curat, fără accesorii de design inutile. O lunetă interesantă, mai ales că este și fumurie. În plus, blocurile optice de foarte mari dimensiuni sunt situate în afara
haionului, așa cum se vede cu ochiul liber, și au o capacitate interesantă antimurdărire. Noi am mers cu mașina, s-a murdărit practic luneta, nu se mai vedea nimic prin ea și spatele la fel era complet murdar, însă stopurile au rămas curate. Observăm la nivelul inferior senzor de parcare, foarte util în cazul unui astfel de autovehicul. Undeva și mai jos se află situată roata de rezervă. Avem un ștergător de lunetă cu spălător la fel integrat, deci în momentul în care o să filmăm veți observa despre ce e vorba. Practic jetul țâșnește de undeva din brațul ștergătorului cu o ștergere a cărei eficiență e puțin relativă. Am observat că se șterge foarte bine zona, să zic, primele 3 sferturi până sus, apoi ștergătorul are o mică problemă de eficiență. Vorbesc atunci când este spălat cu lichid de spălat parbrizul. Practic jetul de spălare nu se duce până sus și ștergătorul are probleme în a șterge în partea de sus. Iată portbagajul. Aici avem o plasă care se poate scoate. Rolul ei este de a, în momentul în care încarci foarte multe bagaje, de a le ține să nu cadă atunci când desfacem haionul. Plasa se poate scoate foarte ușor. În interior avem o tavă. Dedesubt observăm detalii cu sistemul de pliere al scaunelor, câteva inele pentru altă plasă de bagaje, undeva aici o priză de 12V și niște compartimente. Aici găsim cricul. Iar aici este sistemul de climatizare pentru locurile din spate, respectiv aerotermă care împinge aer. În partea de sus, una din luminile de interior, sistemul de display al senzorilor de parcare spate. Așa cum probabil se observă undeva aici, se poate prinde și un rulou. Nu îl avem, nu este disponibil la acest vehicul, probabil că lipsește din mașină, dacă ar fi fost vi-l arătam. Pentru închidere se folosește această chingă. Cu puțin efort o poți închide, poți închide haionul fără să te murdărești. Iată motorul. Este binecunoscutul 2,2 CDI de la Mercedes-Benz cu codificarea OM651DE22LA, dacă mă întrebați, habar n-am ce înseamnă asta. Îndeplinește normele Euro 5 grupa 3-a. Avem 4 cilindri în linie, dispuși longitudinal. Este o schimbare destul de mare față de vechile modele Mercedes Vito. În cazul de față avem un sistem de tracțiune spate și motor longitudinal. Dezvoltă o putere pe care mulți o consideră modestă, de 136 de cai putere, respectiv 100 de kW, la 3800 rotații pe minut.
Are însă un cuplu bun, 310 Nm pe o plajă de la 1400 la 2400 rotații pe minut și, cel mai important în cazul de față, este cuplat la o cutie de viteze automată NAG W5A 380 cu 5 trepte. Aspecte importante de semnalat la acest motor: avem practic acel pachet Blue Efficiency pentru vehiculele cu transmisie automată, care pe lângă motorul diesel de care aminteam, înseamnă o pompă servodirecție Eco. Pompa de carburant lucrează numai în funcție de necesități, deci nu merge tot timpul. Există un management special al alternatorului și al bateriei, precum și alte măsuri care sunt luate la nivelul motorului pentru reducerea frecărilor. În plus, vehiculul este dotat din serie cu pneuri cu rezistență redusă la rulare. Așa cum se observă, nu putem vedea foarte multe amănunte legate de motor. Observăm un filtru de aer de mari dimensiuni, este chiar acea cutie mare de deasupra motorului. Există, bineînțeles, intercooler. Acumulatorul vehiculului nu se află aici, este băgat undeva în interiorul mașinii, sub scaunul șoferului. Alte amănunte demne de semnalat: rezervoarele, așa cum se observă, de lichid pentru spălat parbrizul, lichid de răcire, lichid pentru frână, sunt foarte accesibile, deci ușor servisabile de către utilizator. Mai avem bușonul de ulei și o jojă mecanică, deci în afară de acel indicator de la bord prin care putem citi nivelul uleiului, avem și o jojă mecanică. Așa cum se observă, nu este foarte mare spațiu și este normal, pentru că servisarea la astfel de vehicule se face într-un service unde există acele tehnologii necesare. Nu prea mai poți să le servisezi în fața blocului cum erau oamenii obișnuiți. Trebuie să recunosc că, pe lângă faptul că nu a făcut un zgomot foarte mare la rulare, deci motorul este destul de silențios și la relanti și în timpul mersului, cel mai mult și mai mult m-a surprins la acest motor și la tehnologia Blue Efficiency pe Vito consumul de combustibil. În momentul în care noi facem aceste filmări cu motorul acum, am reușit să obțin un consum mediu de 6,8 litri la 100 de kilometri, mergând economic, ceea ce mi se pare fabulos la un astfel de autovehicul cu o masă proprie mare și cu aerodinamică totuși penalizată de caroseria de tip mini-autobuz, că mie așa îmi place să le spun, mini-autobuz. Mai observăm detalii cu gura de aer pentru sistemul de climatizare, ștergătoarele și spălătoarele aferente. La nivelul capotei există o insonorizare. Iarăși de remarcat cât de mică a devenit și aici închiderea, încuietoarea capotei, tot pentru reducerea greutății. Undeva pe această cutie de aici există niște inscripții că în cazul în care vrem să performăm acel jump start, adică pornirea de urgență folosind cablurile, neavând acumulatorul aici, există o procedură specială, respectiv unul din cabluri este în cutia de siguranță, plusul, și bateria este în acel loc de sub scaun. Scrie aici, observați. Scaunul șoferului are o cotieră și pe stânga,
reglaje manuale, maxim către spate scaunul și în față. În plus, îl putem ridica, așa cum se observă, foarte mult ridică scaunul, maxim aici. Și minim. Din această rotiță de pe stânga, ridicăm perna de la nivelul picioarelor, deci această pernă se ridică în sus. Foarte bun sistemul de reglaj. Iar spătarul se înclină folosind rotița aceasta. Iată comenzile din partea stângă a volanului, și anume bloc de lumini și cu funcția de parcare despre care am mai vorbit la B-Class, dacă nu mă înșel. Auto, off, poziții, fază scurtă. Reglaj cu 3 poziții și 0, deci 4 poziții în total pentru faruri. Și avem faruri de ceață și stop sau stopuri de ceață, un mic buzunar aici pentru diverse mărunțișuri. Frâna este frâna de parcare de tipul de picior, tipică Mercedes până la urmă, se apasă folosind piciorul stâng și se decuplează de aici, așa cum se observă. Dacă ceva nu-mi place la această clapetă, faptul că nu este iluminată noaptea, nu prea îți dai seama, când vrei să tragi frâna nu-ți dai seama exact unde este. Iată și pedalierul cu accelerația și frâna. La un vehicul utilitar e clar că portiera este o combinație de mai multe feluri de plastic, de calitate destul de bună, făcute să reziste și, așa cum se observă, nu prezintă zgârieturi sau alte, eu știu, urme de folosire, deși mașina are ceva kilometri. Și aici și la portiera din dreapta, un imens spațiu de depozitare, deci mi-e greu să spun în cuvinte cât de mare este, deci este și adânc și lung și e foarte mare spațiu, acomodează fără nicio problemă obiecte de dimensiuni mari și, așa cum se observă, o sticlă de 1,5 litri încape fără probleme în acel loc special. Undeva aici, geamurile electrice cu funcție auto, stânga-dreapta, reglaj electric al oglinzilor retrovizoare, nu avem pliere. Și zonă de difuzoare ale sistemului audio. Iată acumulatorul. Așa cum observați, scaunul pasagerului are și el reglaj pe înălțime și de fapt are aproape aceleași reglaje pe care le are și cel al șoferului. În plus are și o cutie de depozitare acum, de dimensiuni destul de mari. Foarte multe spații de depozitare, așa cum o să vedem și în spate. Așa avem acces către locurile de pe rândul din mijloc și către spate. Sunt foarte multe detalii de filmat, nu o să vorbesc foarte mult. Am pus cele 3 scaune de pe rândul din mijloc în diferite poziții de înclinare pentru a sublinia faptul că există posibilitatea, după dorință, să înclinăm scaunele așa cum se observă în mai multe poziții.
Toate cele 6 scaune din spate sunt pliabile, așa cum o să vedem, și în caz de nevoie pot fi și scoase complet. Pentru a avea acces la rândul de scaune din spate, putem face această variantă. Moment în care, așa cum se observă, se eliberează un spațiu suficient pentru persoane chiar foarte corpolente sau cu un fizic ieșit din comun, permițând accesul ușor către locurile din spate.